Andrei cu Dan Agrecu, ce ne întreabă cumva din cine ești cu Chioveși la o cafea. Dacă m-ar întreba pe mine, de ce nu ești cu Chioveși la o cafea? Nu cu Chioveși. Cu așa pe de aceea, pe aia că e urâtă. Că de frică că fac ca unchi meu la Colvaru și fac stop ca de ea. Sunt bolnav, tot omul. Și de aici am eu cardul făcut. Nu ies cu Chioveși la o cafea. Ce, m-ați văzut să tragi pe nas? Nu vreau să ies cu chioveșii la o cafea. Am inima slabă. Și să-i zic, să-i declar, slăbiciunea mea. Ah. It. A fost la Google. Avea copilul care urla. Și a zis, șșșt, a tăcut copilul de gură. Și am bătut la ușă și stătea în coteț. Ce-i Google? Era frate, tu poate nu veni să se sună nimic. Vreau să vă duc eu. Tu ești cu chioveșii la cafea? Poate mai doi, da. Aia de ce? Păi tu dacă ești cu cioci? Cum adică să bei cafea? Dau o foto. Nu mai menții trimis sigări. Uite, mi-am cumpărat eu din câțiva lei, nu mai am. De ce țipa copilul? Deci a băiat cineva la ușă, de ce nu a spus mămica? Copilul de ăsta nu e copil mic. Deci uite, m-am dat asta la coteț. Și ce învață copilul? Ușurel așa educat? Să stea la coteț. Stă la vizuină. Și el o să se învețe să stea la vizuină. De stă în buncă. Așa. Se treacă războiul atomic. Bombalurina. Stă fata așa. Stăm la buncă. Căcăr. Stă la buncă. Deci să treacă război anatomic. Anatomia cumpărată. Sau cumpărată. De ce nu ești cu Adriana la o cafea? Bă, i-am dat telefonul. Și pamă ăsta. Am fost și la ea anul trecut. Vezi că e poliția. Bine, o să ies cu poliția la o cafea. Deci știu dacă e poliția ce? Ai grijă, e poliție! Și uite, câte puțin, de-abia ți-am zis bună ziua. Ai grijă! Ia uite, fetele! Hățu strică hățu! Sugea mea e moțul!